Salve dudes și bine ați venit de la un nou episod de Farming Simulator 19 Roleplay pe Barbă Neagră. Ei bine, am cedat comentariilor voastre, toți mi-ați spus, bă, ia-ți niște lanțuri, ia-ți un winch, ia-ți ceva să tragi lemnele astea pentru că sunt foarte aproape practic de punctul de vânzare. Așa că, bă, hai să încercăm și așa. Am găsit chiar la băieții ăștia de aici, de la pădure, și ai un model mai vechi, într-adevăr, dar din câte am înțeles de la ei, funcționează și motorul de winch-ul, așa că e gloriosus. Asta este un utilaj care merge cuplat la orice tractor și, după cum bine vedeți, merge cuplat atât cu tirantul ăla central cât și cu ăștia laterali și are și cardanul ăsta colea care antrenează un motor colea care face ca lanțul ăsta să se strângă pe drăcia asta, da? Și așa putem trage mai multe lemne. Să vedem care este limita UTB-ului, pentru că asta nu am testat-o. Dar înainte de toate vreau să facem un picuț spațiu pe aici. Da, așa să-l decuplez. Mi-am pus drujba pe el că am zis că, bă, decât în tractor să-mi zboare pe aici pe acolo, mai bine o punem acolo și în caz că mai avem crengi, pac, am coborât, pac, am luat drujba și mă duc și fac treaba cu crengile. Mă înțelegi? Așa, acum vreau să mut un picuț remorca asta, pentru că nu am avut timp să o mut și vreau să creez cale liberă până la punctul de vânzare ca să pot să trag lemnele. Despre asta este vorba. De asemenea, remorca vreau să o orientez așa ca să pot lua după aia lemnele din ea, cele pe care le-am băgat data trecută. Și este prima dată când folosesc și eu winch-ul ăsta. N-am mai lucrat cu el, nu știu, un model așa. Cred că l-au făcut băieții pur și simplu prin sudură. Nu cred că e ceva ce poți cumpăra de la magazin, știi? Cred că e ceva mai artizanal așa, o lecușe. Așa, am cuplat deja doi bușteni ca să văd că funcționează. Într-adevăr, lanțul se poate desfășura de aici. Și acum doar punem așa frumoșelos. Ia uite, hat, să-l luăm și pe ăsta și pe ăsta. Bă, mulți nu cred că are așa rost să iau, pentru că punctul de vânzare e relativ aproape, așa că n-are rost să mă chinui prea mult. Mai încape, mai încape. Așa, hai și poți să, bă, cred că ajunge deocamdată. E foarte mișto pentru că dacă pornești ăsta motorul, poți să tragi de lemne, iau-te-le. Hat. Și e, nu știu dacă ei l-au făcut așa sau cum e. E ușor curbat în jos, așa că atunci când tragi lemnele se vor propti pe platforma aia de acolo, știi? E interesant, poți să mergi cu el așa, creează un fel de presiune. Și ești very nice. Uite, acum deja am prea multe lemne și nu prea am direcție, dar se pare că UTB-ul trage fără niciun fel de stresuleanu, ceea ce e uimitor. Da, merge, dobele, ia uite-l. Așa să-l punem mai încoace o leacă. Punctul de vânzare nu e tocmai pe acolo. Așa, și dacă facem următoarea jmenozeală, hat, 10K, hat! Astea a fost, practic, costurile zilice. Mas o menos, bineînțeles. Hai să le luăm și pe celelalte. Bă, bă, treaba o să meargă foarte rapid așa. Bă, ce ziceți voi? Bă, știi ce? Lanțul e destul de lung, așa că am putea să mergem aici la mijloc. Fii atent. Luăm lanțul de aici. Băgăm pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta. Le-am luat pe ăstea barosanci, știi? După care venim și le luăm pe astea. Acum, văzând că UTB-ul într-adevăr trage, am cam prins curaj și zic, bă, hai să luăm mai multe. Hai să-l forțăm un pic, zic. Și pe ăsta, și pe ăsta. Pe ăsta de aici le-am luat, oare? Da, deci pe ăla l-am luat. Hai să luăm și pe ăsta. Și pe ăsta chiar. E, te și pe ăsta, adică alea așa. Vedem ce mai e jos după aia, nu mai știu exact ce ne-a rămas, dar deja lanțul e foarte, foarte întins. Hați? Ok, hai că au căzut alea de pe remorcă. Bueno, bueno. Amă că trage, cât are acum? 15 km pe oră aproape. Nu e rău. Opa, nu te bloca acolo, nu te bloca acolo. Oh, man. E posibil. Știi ce? Fii atent. Hai să tragem. Oh, ia uitați-vă la UTB când trag. Să culcă pe parte. Hai, tati, hai. Dar uite că are putere motorul, ești nebun. Hai, 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 hai. Da, da. Trage, trage. Poate dacă l-ajute un pic și mă dau mai în spate. Hați. Hați. Oh, deja l-am blocat în partea aia, vezi? Hai să vindem din astea. Să vedem câte se vând. 14.000. Ah, ne-a mai rămas decât unul. Las, e bine, stai așa că luăm în partea asta.
Pe ăsta îl cuplăm din celălalt capăt și așa nu avem stres pentru că se va întoarce. Like Singurelus. Ați? Și doar îi dăm tragerea. Așa. S-a blocat în peretele ăla de acolo, știi? Gata. Hai că a luat acum. Și dacă îi dăm și ăstuia vânzare, că luăm pe unul de ăsta, 1500. Bă! Bă! Ok, mai avem câteva. E atât de mică distanță încât nu se merită să întorc tractorul. Pur și simplu dau cu spatele. Și asta este. Ce vorbim aici? Ce vorbim, bă, băiatule, bă? Foarte, foarte miștoacă treaba. Me gusta. Mai avem aici câteva bucăți din copacii a doi pe care i-am tăiat prima dată cu drujba. De acolo îi avem. Hai să luăm și pe astea, pentru că eu oricum la astea mă chinuiam de mama focului ca să pot să le iau. Deci astea sunt mari. Cumva cred că am uitat eu să-l tai pe ăsta în două. Sau m-am gândit că e de ajuns așa, cine știe. Hai să luăm și pe ăsta. Și pe ăsta. Și cred că gata, cred că am eliberat cu totul pe aici. Bă, o să le zic băieților dacă vrea să, dacă vor să-mi vândă mie winch-ul ăsta. Că mi se parese foarte practic. Și uite, dacă urmez eu planul de a face pădure în continuare, doar cu ăsta vreau să fac. Un pic încoace, o luăm așa, hați. Ok. And jap, încă 4500. N-a mai rămas cheva? Nimic? Frumos! Bineînțeles că poate fi ajustat, apăsând cu alea așa pe butonel. Ia uite, putem să-l dăm jos și să râmăm printre lemne dacă avem așa ceva. Sau pur și simplu strângem, îl punem jos, strângem bușteanul. Hai că mai bine vă arăt. Stai așa și după aia luăm sus. O să vedeți că prin presiune o să fie... Practic o să... dacă nimeresc un buștean ca lumea care să coopereze cu mine, o să aproape planeze deasupra solului. Așa, hai să lăsăm UTP-ul aici și oprim motorul și să luăm râșnița asta de mașinărie. La cât avem? Tot la 6 metri aici, perfectos. Așa. Mă, hai să luăm pe ăsta, că na, că e, acum e copac mic, e copac mare, nu prea conteniște, că îl facem destul de repede, știi? Așa și pe dreptuță, hați. Asta a fost un email, se pare, un email. Eu te mai avem recepție aici, în pădure. Am venit niciodată. Bă, cred că o să fie de ajuns asta. Să vă arăt ce vreau eu să fac aici. Să vedeți cum funcționează trebușoara. Ia uite copacii acolo înalți. A, la așa mă duc cu următoarea rundă de tăiere. Așa, și acum dacă dăm cu spatele. Așa, să facem trebușoară. Mamă, și ăsta s-a murdărit, trebuie să... Când îl duc de la pădure și mergem în fermă, îi tragem o spălătură de mama focului. Hai să luăm pe ăsta prima dată. Sperăm că într-adevăr funcționează planul meu. Bun, punem jos. Ați, uite. O, nici nu mai merge, lol. Așa că pot să-l ridic și din mouse. Din manetă. Un pic. Haide. Ați. Ala a fost. Bun. Și acum îl cuplăm. Fii atent, fii atent. Jap. Asta-i pornit, oare? Nu-i pornit, îl pornesc acum. Fii atent. Ai văzut-o? Și fii atent, după care îl fac așa. V-am spus că aproape planează? A planat pentru o secundă doar, dar nu... nu foarte mult. În fine, îl iei, îl sprijine acolo, după care îl iei după tine. Uite, hați. Asta dacă n-ai mulți bușteni, bineînțeles, știi? Și poți să mergi pe drum cu el dacă îl prinzi mai bine decât l-am prins eu acum. Funcționează, domne. Asta trebuie să, trebuie să luăm de aici. Faptul că funcționează. Ce am pană? N-am. Mi s-a părut pentru o secundă că am îmbulinat-o. Dar nu, e în regulă. Bă, să nu-mi cadă drujba de aici, că o îmbulinez rău de tot. În altă ordine de idei, mie mi-a crescut recolta. Așa că avem în momentul de față nevoie să recoltăm. O să facem o mică pauză aici la Forestry. Chiar vreau să vă arăt drăcia asta. Nu știu că e utilaj. E un cârlig, winch. Îi putem spune, hai să pun aici la umbră ca să nu vin după aia și să intru într-o conservă. Așa. Sau să mergem cu ăsta. Da, mergem direct la fermă. Închidem aici și când ajung și eu la fermă, cred că iau un autobuz ceva de aici. Redeschidem Lego Pro-us. Ultima dată am erbicidat. Ierbicidat.
Cum vrei, cum vrei. Așa că hai de data asta să-l... De fapt, are... Da, exact. Are încă erbicid înăuntru. Mie îmi trebuie fertilizator. De fiecare dată după ce erbicidez, mie trebuie să... trebuie să bag în rezervor fertilizator, pentru că practic după ce am recoltat, ăsta este următorul pas, să fertilizez terenul. Și acum luăm nu mai știu exact cum se cheamă asta, C12-le? Parscă. Oule, nu mai pornește? Stai să-i dăm talpă, ia. Merge. M-a speriat pentru o secundă. Motorină avem? Motorină se pare că avem. Așa. Stai așa să o dezamorțim un pic, pentru că a durat ceva vreme până când am mai ieșit cu ea. Aute, fruity fresh, tutti frutti, fratilii. Așa, bobițele. Și mergem cu Dita mai combina. Asta am cumpărat-o într-un live trecut. Și, mă bucur că am cumpărat-o, pentru că nu este scumpă deloc, este chiar foarte, foarte ieftină. E un model foarte vechi, așa că, practic, o găsești la mâna a doua pe peste tot, toată lumea încearcă să scape de ea și să se upgradeze. Dar eu, pentru terenul ăla al meu, n-am nevoie de mai mult și ne upgradăm și noi, da, când o fi nevoie. Deocamdată, sincer, m-aș upgrada la două de-astea decât să iau una mai mare. Pentru că are și un bunker, rezervor. De 10 tone, ceea ce mi se pare fucking amazing, pentru că înainte eu am avut de 3 tone și ceva, nici măcar 4 împliniți. Acum, hai să o găsim pe Maricica. Așa, bun, hai că am pus-o pe Maricica aici, de-abia aștepta să înceapă recolta, i-am spus dinainte, vezi că ai treabă. Vezi că ai treabă, ia uite cât terenul avem, ce frumos a ieșit soia asta acum, bă, ești nebun. E frumos, toată la nivel, ia uite, ia. Ia-te, ia. Când am făcut facultatea de agronomie, true story, ne-a pus la practică, ne-a dus pe un câmp de grâu și ne-a pus să smulgem toate spicele care erau mai ieșite, mai crescute sau mai subcrescute decât nivelul în mare. Știi, adică dacă erau spice mai mari decât majoritatea, le smulgeam. Mai mici le smulgeam. De ce? Pentru că aparent alea sunt... practic nu le vroiau ca și sămânță. Vor ca toate spicele să crească la același nivel și la fiecare cultură angajează femei care se duc să smulgă spicele care nu sunt la nivelul major. Adică, știi, gen ca celelalte. Și așa, practic, obțin după câteva culturi o, mă rog, o sămânță care să... Bă, da, unde-i, bă, celălalt tractor? L-am eu? A, uite la aici, mă, ce ai? Dar am eu unul la magazin, că nu vedeam pe aici. Și da, obțin o sămânță care după aia o să crească tot timpul la același nivel, ceea ce e super tare. Dar unde-i cealaltă? Pus eu aici? Nu e. Așa să închidem porții. What the fuck? Where the hell is my remorca, my dudes? Avem decât pasta mică aici. A, uite-mă, coleamă în spate. What the fuck, dude? Nu o vedeam. Motorină? Aoleu, nu prea mai am motorină la asta. Holy shit. Ne ajungem, mă, un pic așa? Cred că ne ajunge de recolta asta, după care ne băgăm pe motorin. Stai să vedem dacă putem. Pot. Nu pot. Așa se iau pe la vecinul, că m-am mâncat în curs să pun remorca aici. Și mereu uit calcă stuia pe recoltă. Ați, ușor, boss, ușor. Am norocare sau tăblărie pe el de... Deci că e de fontă. Așa, tatele. Să duci și noi remorca acolo, ca atunci când Maricica vreiește să descarce, noi să fim la îndemână. Văd că s-a mișcat destul de încet, așa că o să las remorca pe margine cu alea. Eta aceea. Bă, da, eu am... Avem noi aici fertilizat de două ori. Da. Deci avem fertilizat 100%. Mă întrebam oare, bă, dar de ce e cantitatea asta atât de mică, știi? Că nu prea are ce sens, dacă mă înțelegi. Mamă, ce nevoie aș fi avut și eu de... Acum trebuie să iau pe aici, prin bălării. Ce nevoie aș fi avut și eu în momentul de față de o mașină care să mă transportă de acolo. Avem 53.000 de euro, uite, cu lemnele pe care le-am tăiat. Nice! Bun, mergem să mai tăiem niște lemne, pentru că se pare că cu astea chiar facem într-adevăr bănișori. Și noua strategie de a... tracta, de a trage după mine niște lemne, practic 20 de metri. Băi, cam genială. După ce o să termin toate lemnele din zona asta, cred că o să vând pământul ăla și cumpăr altul de pe lângă, dacă e disponibil.
Și facem așa pe lângă zona de vândut lemne. Da, cum era aia? Don't work hard, work smart. Știi, cam așa și asta. Bă, da, unde e, mă? Aici, da? Așa, tatile, că m-am cam pierdut un picuț. Am luat-o prin bălării și m-am cam pierdut o lecușă. Așa, fraților, mă bag în astea mari acum. Asta e prin... Op, nu un tractor, boss. Asta este principalul. 6 metri, 6 metri, bobiță. Hai, da. Așa. Să mă poziționez us. Așa. Foarte mișto cutilajul ăsta care are geamul mare și poți să vezi foarte bine ce se întâmplă afară. Like, mi-aș fi dorit un pic, poate și o trapă, ca să pot să văd și sus, eventual dacă cade ceva pe mine, să pot să mă atenționez, dar nu, e în regulă și așa, e în regulă și așa, are niște geamuri mari și poți să vezi. Este fain, nu e, mă rog, comparativ cu scorpionul, într-adevăr, nu e așa, dar spre deosebire de scorpion, îmi place la ăsta foarte mult că brațul e pe dreapta și cabina în care eu mă aflu nu e centrată. Și așa îți permite, practic, să vezi mult mai bine ce se întâmplă. Pune și pe ăsta aici. A, te vezi, deci... Very nice. Eu înainte tăiam lemnele cu capul pe afară, practic, de pe geam. Dar se pare că nu mai e nevoie de chestia asta. Funcționează... A, te mai intra crângile în cabină cu aici. Bun, trebuie să închid geamul ăsta de aici. M-a cam zgâria pe față. De unde și fățăul ăsta? Așa, încă unul mare, ceva prin... Opa, am văzut unul aici. Hai să luăm pe ăsta. Nu știu dacă intră în regiunea mea, dar mă risc. Yeah. Ala e. Hai să tragem în spate. E, cu spatele am vizibilitate un pic cam nu prea bună. Cole așa pune lângă cealaltă lemne. Așa, tatile, uite, 41 de metri. Nice, Dita mai bușteanul ăsta. Ia să scoatem capul pe geam, să vedem ce mai avem pe aici, dacă mai avem și altele. Uite, avem două acolo, plus în dreapta încă unul. Nice! Acolo voi merge acum. Stai așa. Încotro merge, ce se întâmplă? Trebuie să mă întorc, uite așa. Hați, stai, că m-am amețit cu cabina. Ce-a făcut, mă? M-am urcat pe lemne, ești nebun. Lels, pentru o secundă m-am urcat pe lemne. Uite pe asta și mai sunt câțiva pe acolo care nu știu sigur dacă intră în perimetrul meu. Dar încercăm. Ala a fost. Și îl punem așa. Uite aici. Hați. Very nice. Very nice. Ce nasor că nu are aer condiționat, dar asta este. Câte mă încerc? Ia să vedem. 4 și jumătate, perfect. Cred că trebuie mare cică de recoltat astăzi. Mai avem până o descărcăm, încă nu a dat niciun semn. Așa că mai așteaptă. Încă nu e nevoie. Mamă, iar m-am dezorientat cu aia. În partea asta. Mamă, te dezorientezi foarte, foarte rapid atunci când nu vezi într-o parte, că nu văd în dreapta practic de braț. E, vezi, în situații de-astea, dacă brațul era pe mijloc, practic vedeam. Deci uneori ești bine, uneori nu ești bine. Așa, unde e... Aoleu, ăsta-i copac! Lol, era să dau un copac ăla. Stai așa. Stai așa să întorc. Ați, am dat un pic. E mai greu decât pare, ok? E mai greu decât pare. Și după aia, așa, deasupra. Gata, fraților, hai că după aia doar îl tractez de aici. Bă, știi cum o să fac? Cred că iau cât de mult posibil și încerc să umplu... winch-ul din spate cu toate lemnele astea și să vedem dacă UTV o trage. Practic îi facem un test de forță. Uite și ăsta e mare, mamă, dar cum de nu l-am văzut eu pe ăsta, că e fix la mine aici. Și încă unul acolo, aaa, bobițile. Aia așa. Ia uite, mamă, ce prost l-am tăiat pe ăsta, oh my god. Mi-a rămas zita mai rădăcina acolo. Am grăbit și n-am făcut treaba bună. Hați. Na, no, rădăcina o să fie nasoală pentru că o să mă încurce foarte mult, trebuie să o colez și nu pot să trec peste ea, e, poate o iau din drujbă. Poate o iau din drujbă, e și asta o idee. Da, așa că poate putem să o luăm din drujbă, am pus eu drujba pe winch-ul ăsta colea. Ok, așa, stai așa, unde ești, mă? Colea, cred că.
Jăpuleanu. A, vezi mă că merge, uite. Aia, și acum dacă mă încurc asta, o pot lua, uite, o luăm așa cu mâna și o punem la oalele acestui pom. Pentru că eu oricum evit copacii aia, așa că ește pe bine. Strategic, strategic. Așa, cum e bine să o luăm pe asta? Dacă trag la dreapta, cred că ar trebui să fie în regulă. Gen, așa. Hați și la dreapta. Ala a fost, hai că mai bine nici că se putea. Ok. Așa că acum am apropiat prea mult de copac. Așa și parcă aș mai vrea, parcă aș mai vrea. Gen să fie movila mai mare un picuț așa. Să facem din ăștia micuței, că tot așa ar trebui lua și ăștia. Practic scoatem cam două lemne per copac. Din câte ce știu eu, doar că e foarte dificil că ăștia sunt stufoși la bază. Și e greu să văd pe unde mă încadrez. Ați? Hai să-l băgăm și pe ăsta. Uite, le punem aici și eventual lemnele astea le luăm ultimele. Și încă unul, da? Așa, cum ziceam, doi bușteni. And Hățuleanu. Mă, ce-am astăzi, mă, de la taia și a sus. Aoleu, ce mi-a căzut ăsta pe cabină. Bine că nu-i de la mare. Ai de viața mea. Mă, o trage ăsta? Bă, cred că trage, mă. Stai așa, hai să mă luăm. A, uite, am văzut unul mare. Am văzut unul mare. Fii atent, fii atent că am văzut unul mare. Și mergem la el. Îl iau și pe ăsta. Și după aia să vedem dacă într-adevăr trage. Sper să fie ăsta în perimetru meu. Gata, în sfârșit unul tăiat cum trebuie de jos. Oh my god, ce prost am tăiat lemnele astăzi. Jesus, mi-e și rușine să încerc cu rădăcinile alea de pe colo. Ia zi, tată, dacă trage UTB-ul toate astea, n-am ce să-i reproșez. Pur și simplu nu mai am ce să-i reproșez. Așa. Poate faptul că nu are condiționat, poate i-aș și reproșea treaba asta. Dar în rest, slavă lui că poate. O, oh, ce mare a fost asta. Dă-și să tot fie. Asta e nasol, că sunt în anumite zone păduri mai stufoase, dar pe lângă satul ăsta nu prea am găsit. Sunt numai păduri de ăștia mai mixte, așa. Nu-s doar de brazi, știi? Mișto dacă nimerești o pădure de aia doar de brazi, ca așa știi, sigma, mă tași că de aici, din tractor se văd mai multe lemne decât vedeam eu din mașinăria aia. Aaa, păi am tăiat mai multe decât poate, mă. Du-te, mă, ia, hai să vedem, hai să vedem, fii atent. Fii atent. Luăm aici, punem, jap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nu știu dacă ne-am luat pe astea de jos. Hai să luăm pe astea de sus prima dată. 13, 17, 18, a, uite-le pe astea. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Stai mă și pe ăsta. 26, 27, 28, 29, 30. Și-o luăm și pe asta mică, mă. Gata. fuck it. Iau, 30 și nu știu cât. Pac, e bine. Hai să vedem dacă trage toate astea. Bobroschi ăsta le trage, e nebun la cap. Asta e nebun la cap, le trage pe toate cu aici, nebun. Wow, dar nu mă așteptam la asta. I am amazed. Dar cum așa ceva? Ei, nu mai merge. Nu mai am lanț. Nu mai am lanț. Am rămas fără lanț cu aia. Că UTB-ul sincer ar fi tras mai mult. Hai, tate, hai. Aud aici, aud-l în forță. Băi, ești nebun. Aud aici cât lanț am pus, fraților. Mai sus. O, îl trage pe spate. Îl trage pe spate, UTB-ul ăsta nu a venit cu... Hai, tati, hai. Nu a venit cu greutate. Se mai blochează lemnele astea, o să fac așa prin... Prin uinciuire. Hai, da, mă! V-ați prins? Uinci, uinciuire. Râmă, râmă. Hai, bobițele, hai, da. Stai așa să mă dau un pic din spate. S-a blocat în ceva, mă? Cred că s-au blocat între ele.
Hai încă o dată. Hai mă, TP-ule! Hai de tatile! Hai de mă, cădeci! Hai de mă! Oh my god! Bro, cred că i-am găsit limita. Cred că asta e limita. Dacă era asfalt sau, mă rog, teren ceva mai drept, atunci nu cred că ar fi avut probleme. Știi cum putem face? Ca să am și o direcție? Hai să mai dăm niște sfoară, niște lanț. Putem? Cred că putem. Mi-e și frică să apăs pe ăsta. Ia, stai așa, hai să încercăm. Da, hai să mai dăm niște lanț. Uite, avem aici niște lanț la dispoziție. Gata. Am zis gata. Așa, bun. Acum că avem ceva lanț, mă duc în spate și îmi iau avânt. Ha! Ia uite-l. Știi ce? Hai să punem pe asta mai jos. Ca atunci când are el tendința să se dea pe spate, să nu mă dau așa pe spate. Mai jos. Ne luăm avânt. Bun, 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 bun. Hai că nu s-a mai dat pe spate, ați văzut? Nu s-a mai dat pe spate. Și acum aduce, și acum aduce. Ia uite-l mâncavaș. Bro, cum așa ceva? Cred că aș putea să vând de aici. Adică vreau să-l aduc un picuț mai în mijloc. Am câțiva bușteni care sunt pe margine. Bă, băiatule, bă. Gata, putem ridica uinciu. Uite, și dacă ridic uinciu, deci nu mai vrea, dacă îl pun jos, am altfel tracțiune. Dar acum nu mai am demaraj. Vezi, deci demarajul ăla nu e așa o chestie că ne ridicăm noi pe roțile din spate. E chiar necesară. 29 de K! Am ajuns la 83.000 de euro. V-am spus eu că cu pădărea facem bani. Au, au. Very nice, very nice. Bă, băieți, foarte bună ideea voastră, cea cu winch-u, și se pare că o să mai folosim de acum încolo. O să vorbesc cu băieții de la pădure de aici, de la fabrica de mobilă, să vedem dacă le mai trebuie winch-ul ăsta sau nu, pentru că eu l-aș cumpăra cu cea mai mare plăcere. Îmi face o treabă excelentă și se pare că în momentul de față Maricica are combina la 100% plină, așa că mă voi duce, fac gambele frumoase și mă duc pe aici prin pădure să o descarc, iar noi ne vedem în episodul următor, iar până atunci o seară frumoasă să aveți. Pa, pa!